crește delfinariul și numai delfinariul, dar tot complexul muzeal are din ce în ce mai mulți vizitatori. Cum ați ajuns ca în 2019 să aveți cifre mult mai bune, să fie chiar și mai mult adulți decât în 2018? Da, am avut 650.000 de vizitatori față de 633 în 2018, ceea ce a generat, bineînțeles, și venituri mai mari, mai ales că am avut un procent mai mare de vizitatori adulți, ceea ce înseamnă că am tentat pe părinți să vină împreună cu copiii la delfinariu, ceea ce, după părerea mea, este un mare avantaj, fiindcă la ora actuală, azi, cei care decid vis-a-vis de ce se întâmplă în jurul nostru cu biota, cu natura, sunt adulții, sunt cei mari. Ei trebuie să beneficieze de mesajul educațional și de responsabilizare față de acțiunile pe care le au fiecare la locul lor de muncă. Că e cu un nylon, cu gunoiul, că este pe mare, că e pescar, că vede un delfin. Și în consecință consider că este un succes să aducem adulți și vrem în continuare să o facem, mai ales că Parlamentul, Guvernul, conducerea acestei țări este pe care să decidă ca elevii să aibă acces gratuit în muzee, săli de teatre, cinema, ceea ce este foarte publice, bineînțeles, instituții publice, ceea ce este foarte, foarte bine, însă în ceea ce ne privește pe noi ne responsabilizează, fiindcă undeva la 10-15% din veniturile noastre reveneau de la aceștia, de la elevi, respectiv aveau un bilet redus cu 75%. Nu vor mai avea deloc bilet pe bani, ci vor avea doar acces gratuit și, în consecință, pregătim un mesaj, pregătim o organizare bună pentru ei, ne bucurăm că în felul ăsta vor veni mai mulți, ne bucurăm, sincer, ne bucurăm. În același timp, însă, ne pregătim să fim atractivi și pentru părinților, respectiv venituri, respectiv mesajul educațional și responsabilizare față de mediu. Ce venituri ați avut anul trecut și ce faceți cu acești bani pe care îi câștigați de pe urma vizitatorilor? Avem, anul trecut am avut aproape 9 milioane venituri de lei, în creștere cu aproape 8% față de anul anterior, de 2018. Cum spuneam, creșterea veniturilor a fost mai mare decât la vizitatori, datorită accesului mai mare a celor adulți. Și, bineînțeles, că aceste venituri merg undeva la 40% în cheltuieli salariale, directe și indirecte, adică și impozite, și alți 30-40% la funcționare, care include hrana acestor animale, reparații curente și tot ceea ce este necesar lor, undeva la 20% rămânând pentru investiții. Investițiile, nu zic mărunte, dar investițiile specializate pe care le face complexul muzeal, urmând ca sau completate de Consiliul Județean Constanța, care vine cu marile proiecte investiționale. Noul delfinariu, noul acvariu, delfinariu care, așa cum îl avem acum, constituie o investiție a Consiliului Județean Constanța și îi mulțumim pentru aceasta. Toate aceste venituri, toți acești vizitatori mai mulți, aduc, eu știu, o bucurie animalelor? Se bucură animalele să vadă oameni mai mulți? Este un lucru benefic sau îi deranjează forfăta aceasta, mai ales cea din timpul verii? Cum vedeți creșterea aceasta? Veniturile și vizitatorii generează condiții de mai bune pentru animale în sensul asigurării necesarului vital. Hrană mai bună, mai multă sau suficientă, oricum nu a fost niciodată o lipsă în acest sens. De asemenea, animalele în mare parte sunt bucuroase de prezența vizitatorilor, vin la gard, oamenii știu și văd asta, toți constățenii care mă urmăresc, știu, cei care au fost în delfinariu, în complexul muzeal, în microrezervație, știu că noi avem niște animale cu un comportament foarte blând, foarte prietenos, în ideea că ne dorim să fim o grădină specifică mediului urban. Nu suntem într-o pădure, nu putem să avem animale periculoase, nu putem să apăsăm pe pedala spectaculozității, ci pe apăsăm, cum spuneam, pe pedala relaxării în natură împreună cu animale.